Echipa națională de fotbal a României a obținut ieri seară primul punct la turneul final al campionatului european după ce a remizat scor 1-1 cu reprezentativa Elveției. Prima reprezentativă de fotbal a României a câștigat ieri seară primul punct la turneul final a campionatului european după ce a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputată în compania Elveției pe stadionul Parc de Prinț din Paris. Tricolorii au început în forță partida și în chiar primul minut al întâlnirii, Torje a trimis periculos un balon în careul advers, dar mingea l-a depășit pe Cheșeru și tabela stadionului a rămas neschimbată. Naționala Elveției a replicat în minutul 7 prin Seferovic, care a șutat din interiorul careului puțin pe lângă poarta apărată de Tătărușanu. Același Seferovic a fost aproape de gol și în minutul 16, când a tras pe jos pe spațiul porții, dar Tătărușanu a fost la post și a respins mingea cu piciorul. România nu s-a lăsat mai prejos decât echipa adversă și la un atac al tricolorilor, Chipci a fost tras de tricou de către un adversar în suprafața de pedeapsă a elvețienilor, iar centralul întâlnirii, rusul Sergei Karasev, a indicat punctul cu VAR de 11 metri. Bogdan Stancu a executat perfect lovitura de pedeapsă și din minutul 18 România avea avantaj de un gol în fața Elveției. Imediat după încasarea golului, adversarul României s-a aruncat în atac pentru a obține egalarea și în minutul 20 Șar a fost aproape de a marca pentru 1-1, dar și de această dată s-a opus Tătărușanu, care a scos balonul cu mâna de sub bara transversală. Până la pauză, elvețienii au reușit să-și mai treacă în cont o altă mare ocazie de a marca în minutul 38, în timp ce tricolorii au avut și ei două mari ocazii de gol irosite de Chipciu, care a șutat alături respectiv de Săpunaru, care a luat la țintă bara. Imediat după pauză, în primul minut al reprizei secunde, proaspăt intrat pe teren, Hoban a fost aproape de a majora scorul de pe tabelă, dar șutul său cu stângul din interiorul careului a trecut pe lângă poartă. În minutul 52, Juru a fost pe punctul de a marca în propria poartă, iar 4 minute mai târziu, Mehmedi a redus banca tehnică a României la tăcere și a punctat pentru 1-1 cu un șut puternic din interiorul careului. După egalare, atât România cât și Elveția au încercat să marcheze golul victoriei, însă niciuna din cele două echipe nu a reușit să mai perforeze poarta adversă, iar partida s-a încheiat nedecis 1-1, rezultat în urma căruia România păstrează șanse reale de a trece de faza grupelor dacă va reuși să învingă duminică echipa națională a Albaniei. În celălalt joc din grupa A, Franța a învins Albania cu 2-0 și este deja calificată în optimile de final ale competiției, indiferent de rezultatul pe care îl va înregistra în ultimul joc din faza grupei, cel cu echipa națională a Elveției, programat tot duminică de la ora 22.